Hai. Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi o să facem compot de gutui. Dragii mei, eu am luat 5 kg de gutui, care le-am spălat, le-am curățat și o să le punem la fier. Haideți să vă spun ingrediente. Avem 5 kg de gutui, din care normal am dat jos coaja, le-am spălat și acum o să le tăiem cubulețe. Și o să folosim, în funcție de cât o să ne iasă, noi nu facem foarte dulce, o să folosesc un kil jumate de zahăr la 5 kg de gutui. Așa că am curățat, am spălat și acum le tăiem, uitați așa. Așa mărunt, cubulețe. Prima dată le tăiem așa felii și după aia cuburi. Am pus apa să fiarbă, o să vă arăt pe siropul. Facem un sirop simplu, fără prea multe ingrediente în ea. Punem apă la fiert, la 5 litri de apă. O să folosim cam, deci la 5 kg de gutui, o să folosim 5 litri de apă. Deci cât apă, atâta fructe. Și vreau să vă spun că nu punem în ea foarte multe mirodenii. O să punem decât zahăr, un pic de nucrișoară și steluțe. Atât. Nu facem foarte aromată, foarte complicată, noi facem foarte, foarte simplu. Așa că facem un compot simplu, normal, fără foarte multe ingrediente. Așa că acum curățăm, că trebuie, deși eu le-am curățat, dar trebuie să le tăiem așa cuburi și unde are pete sau are, că are și, uitați cum îi vedeți, aici. Asta trebuie tăiat și trebuie scos, că nu poți să le pui la fier, că se strică. Trebuie foarte bine curățat. Și atunci, normal, ea se oxidează un pic, dar n-are nimic, asta este. E gutui, ea se oxidează. Vreți să pun lămâie. Degeaba pui lămâie, că n-ai tu atâta lămâie să pui pe 5 kg de gutui să nu se oxideze în apă cu lămâie. Știu și eu treaba asta. Așa că eu așa fac. Este o rețetă foarte simplă, cum se făcea mai de mult. Uitați așa. Vedeți? Uitați. Dintr-una atâta am aruncat. Hai să punem asta mai încolo, să o vedeți. Și aici. Asta o să mai le spălăm o dată, înainte să punem la fiert. Și după aia o să băgăm la sirop. Dacă siropul până fierbe, o să vă arăt și siropul. Este deja apa la foc și deja fierbe. Dar o să vi-l arăt când pun zahărul în ea, apa și cât e și cum e. Acum curățăm gutui și le tăiem așa cuburi micuțe. Vedeți că are foarte multe care trebuie scos, așa că o să scade din cantitate, nu o să rămână 5 kg, nici gând. Și durează foarte mult până noi o tăiem, până nici nu v-am arătat că le-am curățat. Prima dată le-am spălat, după aia le-am curățat. Acum încă o dată le iau la mână și le tai cuburi, după cum vedeți, și le uitați ce are în ea. Nu poți, n-ai cum să le tai numai și să le pui. Nu, trebuie așa babește făcute, că altfel rămâne în ea, că e și e de casă, nu-i stropită, așa, aștia mai, știți cum e, nu-ți ca ăla din import, foarte mare, curat, fără nimic. Uite, ia câte din asta și cât aruncăm din ea, foarte mult aruncăm din ea. Că nu o să vă țin eu până fac eu tot, v-am arătat cum să face, și toată lumea știe să curăță gutui, toată lumea știe să le taie cuburi. Acum nu trebuie la milimetru, nici măsurat, dar să fie cam de aceeași dimensiune. Uitați așa,
Deci nu una mare, una mic. Deci să fie la fel. Așa. Și o să mai le spălăm. O să-mi spuneți că de ce nu pun în apă cu lămâie să nu se oxideze. Na, uitați cât e de mare asta. Asta nici nu mai are rost să o tai. Deci o să-mi rămână cam vreo 2 kg. O să avem foarte puțin, să știți, nu o să avem mult. Vă spun sincer, nu merită banii, nu merită chinul, nu merită stresul, nu merită nimic, vă spun. Nu mai puneți compot, dragii mei. Vreți să mâncați mere și cumpărați. Noi suntem proști că cumpărăm, dăm banii, ne chinuim să le punem. Prima și ultima dată când pun eu compot. Nu o să pun niciodată. Fiindcă, uitați-vă aici ea. Da, pentru asta să dăm noi banii, uitați-vă, e 4 lei kilogramul, ia. O să vă arăt, le strâng tot, cât arunc și coaja nu v-am arătat. Coaja n-are rost ăsta, că am aruncat-o deja. Dar trebuia să las și coaja, să vă arăt, să vedeți și să cântăresc tot, să vedeți cât se aruncă, mai mult de jumate se aruncă din ea. Așa că facem compot de gutui. V-am spus, am cumpărat 5 kg, am spălat, am curățat, le tăiem cuburi, am pregătit siropul la fiert, e deja apa e la fiert, o să vă arăt când fierbe și pun zahărul în ea. Depinde câte cantitate de ăsta avem, le cântărim și după aia punem... Eu la 3 kg de fructe, dacă o să am, că cred că cam atâta o să am, o să pun 1 kg de zahăr. Că nu vreau să fie foarte dulce ca merea. Că știți că noi nu mâncăm așa de dulce. Și acum, cum vedeți, le curăț, le tai, le mărunțesc și când e gata, o să vă arăt și vă spun și cât fierb. Le pun în borcane, borcanele trebuie spălată foarte bine, sterilizat, capacele pregătite și o să le punem în haine, să stea până a doua zi. Deci curățăm în continuare, uitați, mere foarte încet, foarte mult din a aruncat din ea, uitați-vă aici, foarte, foarte mult s-a aruncat din ea. Nu rămâne nimic. Na, am dat pe ea, dacă iese vreo 3-4 borcane, păi pentru 3-4 borcane să dai 20 de lei, să mai dai 10 lei pe zahăr, 30 de lei plus gazul, plus chinuiala, plus nu, deci îți vine... În cinzul tău, care nu-i plătit. Și atunci, ce ai făcut? Ce? Ai făcut 4 borcane de compot? Na, nu mai cumpăr niciodată gutui. Uitați-vă aici, ce stricăciune. Na, și nu-și nu vrut, doamna, vai, ce o ținu la preț. Era aur și diamante. Ia. Ia. Nu le-am văzut. Că mai trebuie să rămână, să nu mi le stăie. Și mai trebuiască să mă uit odată, foarte bine. Dar e și peste. Da, e ieșit. Nu este una să n-aibă...
foarte mult. După cum vedeți, mere încet, foarte încet și este foarte, foarte stricată. De când o curăț, una n-am găsit să fie sănătoasă, să n-aibă nimic. Una. Mami? Cutuile sunt ca oamenii, nu fiecare au defecte. Așa, da. Nici una nu e perfectă. Ce tare! Hai că nu chiar așa tare. Uitați-vă aici, tare ca piatra. Uite că sunt ciotă. Oh, da, nu se poate. Doamne, deci nu e adevărat. Nu-mi place. Ci, ci. Mami, ți-ți place compotul de gâte? Îmi place, dar nu o să mai fac niciodată. Chiar niciodată. Păi, ultima dată. Păi nu știi dacă mai faci să mă. Nu o să mai fac, că spun eu. Că nu se merită. Uite aici. Aia, asta e. Da, uitați-vă aici. Cu asta îmi da banii. Trebuie să o arunci cu tătul. N-ai ce să... Doamne, dacă știam, nu mă puneam să le fac. Sincer, nu mă puneam să le fac. Uitați-vă aici, dintr-una, uitați, na, dintr-un ăsta, iei două felii bune, restul zgunoaie. Asta până acum nu are nimic. Uitai că încă nu-i gata. Ia. Uite, asta-i faină. Abia le ia. Ia. Na, singura care... Uite, vezi ce faină e asta. Uite, e faină. Da, uite cât arunc din ea. Bine. Uite, asta arunc. Nu, nu e mult aia. Nu e mult. Poate. Dar trebuia aici o farfurie, Miri. Vrei să-ți duc? Că mai e multe. Da. Na, bine. Deci am golit aici. Am dus o farfurie, vedeți, mai avem aici de curățat câteva, dar deja apa începe să fiarbă. Băgăm zahărul în apă să se facă siropul, să fiarbă, că și siropul trebuie fie să fiarbă. Și merem să vă arătăm. Deci punem un kilogram de zahăr, vedem cât e de dulce.
Și să vedem și cât gutuiu o să ne iasă, că de aici mai aruncăm. O să vedem, ar trebui cântărit, să vedem cât ne-a rămas. Eu am avut 5 kg, dar am aruncat jumate din păi poți să-i cântar și să cântărești. Da, trebuie să aducem cântarul. Uf, hai să punem... Nu, haide. Aici avem 5 litri de apă. Și punem 1 kg de zahăr. Și amestecăm, vedem cât e de dulce. Oricum trebuie să fiarbă. Deci vedeți, apa fierbe. Am pus o cratiță, am pus 5 litri de apă, a început să fiarbă. Avem 1 kg de zahăr care le punem tot în apă. Uitați așa. Luăm o paletă și o amestecăm să se topească zahărul. Așa. Poftim. Și lăsăm să fiarbă. Dăm foc încet până mai gătăm noi gutuile, să vedem cât gutui o să ne iasă. Na. Și dacă s-o fiert, că nu s-o topit încă, iar gustăm cât e de dulce și eventual mai putem să punem jumătate de kil de zahăr. Deci, mai lăsăm să fiarbă siropul. Deci continuăm, că mai avem o 5-6 gutui, vreau să mă grăbesc. Uite, asta e faină. Da, faină, uite ce faine. Continuăm să le... Eu le pun aici, știți, zice că mai trebuie să mă uit odată să le... Uitați, vedeți? Să le văd, să n-aibă, uitați, are negru. Și atunci le mai iau odată la mână, ca să nu rămână cumva, că și așa poate mai scap ceva. Când o spăl, o să mai mă uit încă o dată. Ia. Oh, dar ce tare. Dragii mei, suntem gata. Mai avem 2 de tăiat. Și uitați câte ni-au rămas. O să vedem imediat, numai mai am asta de tăiat și siropul fierbe, am pus zahărul, ați văzut, imediat o să merem să gustăm. Mai avem una și gata. Mami. Deci, după cum vedeți, haideți să punem tot la oaltă, să o vedeți. Deci, ia invers să facem. Uite așa. Ai. Nu contează, lasă că n-are nimic. Na, uitați-vă aici. Plus coaja. Încă mai multă coaja am avut decât acolo. Deci, acum mă duc la giuvetă, o spăl. Ăsta aruncăm. Și vreau să vă spun că imediat vă arăt apa, unde mai să vedem ce mirodenii băgăm. Și gustăm, să vedem cât e de dulce, ce mai băgăm. Prima dată merem să spălăm asta. Și după cum vedeți, am curățat... filmează, te rog, aici. Am curățat, am tăiat cubulețele, am ales, am spălat încă în 2 apă și acum le punem în sirop. Și lăsăm până să moaie. Lăsăm câteva minute bune să clocotească, 5-6 minute și după aia punem în borcane. Eu le-am tăiat un pic mai micuțe, vedeți? Cuburi, nu le-am lăsat lungi. Asta depinde și de grosime. Le
pun cu mâna, să nu golesc, că cum am spălat, poate, uitați, o să vă arăt că are apă din jos și n-aș fi vrut să pun apa aia în ea. De-aia n-am pus, n-am golit. Vreau să filmez aici, să vadă, uitați cât apă are, cu totuși că eu am străcurat, dar mai rămâne ea. Am gătat, nu mai avem ea. Uitați-vă aici cât apă este asta, nu le punem. Ați văzut că a intrat aici, ea, așa, și acum lăsăm, acum știți că s-a oprit din fierbere, nu? Acum lăsăm până dă să fiarbă și trebuie să fiarbă vreo 5-6 minute, până să moaie gutuile, dar nu să fie mămăligă, dar trebuie să fie moale, să intră furculița în ea. Și după ce s-o ofer cu 5-6 minute, luăm borcanele și le punem. Nu folosim conservant deloc, că o să stea cu siguranță. Așa că asta este compotul nostru de gutui. O să mai gustăm, să vedem. Are aromă bună. Zahăr nu o să mai pun deloc, că nu vrem să fie miere. Dar e foarte bun la gust. Nu e nici miere, dar nu e nici acru. E potrivit. Dragii mei, după cum vedeți, ea fierbe deja. Deja fierbe de vreo 5 minute. Acum, uitați, eu le-am scos mirodeniile astea afară, că nu-mi place. Că se vede în borcan foarte urât, negru, și nu-mi place. Le-am scos tot afară, să vedem dacă mai este. Uitați-vă așa. Vedeți, ea deja s-a moiat. Uitați ce zamă, stați să vă arăt. Uitați-vă aici ce zamă are. Deja au primit culoare, vedeți? Așa. Gutuile s-au moiat. Dacă mai este, o să le, când le găsesc, le scot. Dar mare le-am scos. Și acum o să începem să le punem în borcane. Deci, dacă vedeți, haideți să vă arăt. Aici, ca de obicei, o cratiță. Am pus borcanul în ea, că trebuie să pui în ceva metal să nu cumva să crepe. Aici avem capacele. Aici am pus ceva cârpe, unde le punem borcanele și o să le acoperim. Așa că mirodeniile, cum v-am spus, uitați-vă aici, le-am scos afară. Și uitați, vreau să vă arăt, iau o lingură imediat. Unde ia că iau ăsta? Și vă arăt, uitați, vedeți? Ea deja este moale, ați văzut? Acum nu trebuie să fie mămăligă, v-am arătat numai. Dar, vedeți, uite, să taie. Deci ea să moaie, ia, ați văzut? Deci v-am arătat. Mai lăsăm un minuțel, oprim și punem în borcane. V-am arătat și zama, uitați-vă aici ce zama are. Fierbe. Acum putem să dăm focul foarte, foarte încet și să punem încet, încet, încet. Punem și zamă și gutui. Să fie de toate. Acum, cât o să ne iasă, cât vrea Dumnezeu. Dacă ne rămâne un pic de zamă, aia o bem noi. Că știți că am pus mai mult apă, că eu am socotit 5 kg de gutui, 5 litri de apă. Dar normal, știți că din gutui ați văzut că s-a aruncat un kil jumate, aproape două. Așa că, acum, uitați, luăm, începem cu grosul și punem în borcan. Punem prima dată să fie și zamă și gutui. Ce fain! Da. Cum v-am spus, punem și să fie, că ne place zama, cum să nu? Atât, ați văzut? Acum am umplut, luăm capacul, uitați, și strângem foarte bine. Luăm un prosop, ca să desfac așa. Iau așa de capac, de fund și mai strâng de capac și o pun aici. Nu mai întorc cu gura în jos. Mm-hmm.
Și punem și în asta mare. Asta are un litru, borcanul ăsta. Eu nu le-am mai luat de pe ea hârtia, fiindcă se ia foarte, foarte greu. V-am mai spus și vă repet, pe noi nu ne deranjează deloc. Noi nu merem să expunem nicări, nu arătăm, nu facem reclamă, nu nimic. Deci asta le mâncăm noi, e spusă pentru noi acasă și îi se ia foarte greu hârtia. Atunci eu nu m-am chinuit să le iau. Poți să iei cu uscător sau cu apă fierbinte? Cine ți-a zis? Cred că ăsta negru e capacul, nu mai cunosc foarte bine, dar da, cred că ăsta. Se pun alt capac. Le-am strâns. Și aici. Și continuăm să umplem borcanele. Mă mai pică câte una pe lângă, asta e, le mâncăm. Punem și zeamă după. Atât. Și acum umplem numai cu zeamă până în vârf. Așa. Se strâng foarte bine. Deja avem 4 borcane. Le pun în borcane din asta mare de 1 litru și de 800 prima dată. Mai trebuie un pic de zeamă. Am pus prea mult compor. Vedeți? Îi dă din afară, așa. Arde. Mai puțin apă. Așa. Strângem foarte bine. Așa. Avem 4, 5, 6. Puțin. Așa. Așa. Strângem bine și punem la loc.
punem capacul și peste asta. Și avem până acum, dragii mei, 2, 4, 6, 8 borcane. Acum vreau să spun că am un borcan mare de 2 litri și o să băgăm în asta. Deci ne-au ieșit o borcane de 800 și asta de 2 litri. Deci ar fi 10 borcane. Să scoatem asta și după aia umplem zama, știți? O, să nu zici că n-o fi plin. Ați văzut? Deci, vai, nu-mi vine să cred. Deci, credeți-mă că nici dacă... Deci... strâng bine capacul, să nu cumva să o scap. Hai, da, să vă arăt. Deci, dragii mei, uitați-vă aici, avem o borcane din asta de 800 și una de 2 litri. Am aici, uitați, o pătură groasă din asta și o acoperim aici foarte bine. Așa. Și mai putem să punem ceva peste, să fie bine astupat, să stea la căldură până mâine. Așa că, dragii mei, nu rămâne decât să vă spun mulțumesc că m-ați urmărit, faceți și voi, ați văzut, am făcut-o foarte simplă. Deci am pus 5 litri de apă, 3,5 kg de gutui, 1,5 kg de zahăr am pus. Și mirodenii ce vă place, nucișoară, scorțișoară, anatonsela, de ce vreți voi să puneți. Deci asta după gustul dumneavoastră. Și s-o fiert foarte bine, am pus la borcane, am acoperit și mâine punem la loc. Așa că vă doresc poftă bună și vă spun la revedere. Pupici!